Salutare toată lumea și bine v-a regăsit la un episod de acest alături de Alex. Salut! De data asta o să decorez camera. În fine. Bun. Să suntem și noi ziulică, fără frică. Gata, am pus o... Ne-am jucat super puțin off-camera. Adică super puțin. Mi-a dat Matei pe fix când aveam mâncare. Da, mai bine pentru mine. Pentru că mi-ai dat terenul. Ți-am dat o bucăți ca să nu mă mai enervez. Da. Oricum. Avem nevoie de cât de 2, eu, dar e bine. Și 8. Am o să-mi cunoscă. Am nevoie neapărat de frunze. Și trebuie să-l iau. Oameni, bun, nu m-a întrebat de ce are nevoie mai de frunze și colecție. Un producător extravagant. Ce? Ok. De ce naiba faci? Un decor extravagant, am zis. Adică un decor super mișto. Nu știu de ce sunt. Ok. Nu știu că tu ești grăsat. Ba, nu. E de lor. Hai că da, m-am născut. Până mai eu sunt mai grăsat. Normal, eu m-am născut la oraș. Decât că am fost așa o săptămână, două la țară, asta nu înseamnă absolut nimic. Exact, eu sunt țăran și țăranii știu mai multe. Mm? Țăranii știu mai multe. Da. Hashtag țăran lives matter. Adică, X-Trader e țăran sau ce? Am găsit un căcat din ăsta cu trading. Nu știu. Am găsit un... Mamă, frate. Păi X-Trader s-o la oraș. Acum. Păi dacă stă la țară, să nu știu. Habar n-am dacă asta la țară sau nu, dar hai să nu mai vorbim despre tine, deci să vorbim despre videoul ăsta. Matei, ce o să facem azi în video? Decor! La casă. Teddy, luăm o mică pauză astăzi. Nu am voie să beau din tine decât după ce termin munca. De unde ești, Alex? La casă? Da, îmi decorez camera. Și stai să-mi duce pe teleporter, Alex. Arată bine? Până acum? Să zicem că da, sperăm că nu. Vrei să pui ceva aici peste crafting table? Ia stai. Păi să știu dacă pun lemn, că se arată mai bine. Sau nu, arată prea urât. Da, exact. Mai bine așa. Nu prea seamănă că am făcut, la mine a fost al doilea furnalele. De fapt, știi ce mai bine? Mai bine rămân decât așa. Bine rămân decât așa. Sau decât așa. Cum era la început, dar mai bine cum era la început. Dacă decât așa, dar mai bine decât așa. Sau, da, hai, mai bine. Bine, fiecare își decorează partea, ok? Bă, what the fuck? Ce? Puțin, puțin la asta. Să vezi și el să mă duc. Bă, băiatul, vezi că ăsta nu e bazin. E... Da. Nu, 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 e ocean. Uite o frunză. Două frunze de oac. Le folosim? Alea de oac? Nu, no, cred că o să am nevoie să fac 3 șiri. Șiri sunt la câte iarba am eu nevoie. La câte frunze am eu nevoie. Păi uite, la ce idee am. Mai ai bucăți, deci să nu faci 3. Și asta poți să mai faci. Mi-ai dat mâncare? Nu. Păi ai zis că nu ai. N-ai mai vrut. Aici nu ți-e foame. Acum am foame, zic că să-mi bag un pepe în mine. Că nici nu m-ai lăsat să mai explorez acolo, să o faci. Cam la tine. Să nu mai plăi, să știi că vreau să faci. Mamă, frate, câte stacuri pentru atâta gen. Pe câte ai folosit? Multe. Băi, mi-a venit o idee. Acolo să nu punem frunze, să punem gemuri. Unde e? Acolo unde mi a pus pe frunze, dar ne vor mai face. Eu îmi pun mâncărică la prăjit.
Vezi că mai am eu două frunze. Încă până le iau. Acum vreau să fac mâncare. Era tare să poți să poți să-ți arde mâncarea în Minecraft. Pe bune, chiar era tare. Te place de fărbără? Nu e nicio bună cu scopanul ăsta. Au. Nu știu poftă de copan. În fine. Bă, cine spar copacul ăsta și nu sparge tot? Eu? Sparge-l. Păi cum mai ba să-l sparg? Ia tu și frâi. Păi cum mă refer să spargi lemnul ca să pice de tot. Păi arată super urât. Eu i-am spart un copac în trei. Dar unde e unul copacul ăla? Copacul meu, mă. Care ai zis tu că ea are lemn și nu arată bine? Ce, mă? Copacul de care ai zis tu că are lemn și nu arată bine și că trebuie să spartă lemnul. Uite-l. Sparge-l pe tot. Cum naiba să-l sparg pe tot? Dacă tu l-ai spart, tu l-ai spart. Urcă-te în copac și sparge-l. Nu ar trebui să fie. Mi s-a spart ăsta. Spar hirsurile. Mamă, după ce am și toporul consumat, mă pui să iau și tot lemnul de aici. Pentru că vrei să spargi și piept. Normal. Eu iau cât lemn mai pot să iau cu toporul ăsta și atât. Și ce să vezi, din coincidență am putut să le iau fix pe tot aproape. Mai acolo o bucată, dar nu pot să ajung la ea. Dar am spart-o și nimeni. Au! Pe bune! Ceva, hai să sparg o dată piatra. Gata, spart-o pe toată. Mâncare! Găina moartă. Mamă, dar durează mult să prăjești mâncarea la campfire de nu. Păi da, dar măcar nu folosești căul. Eu am prăjit toată mâncarea. Nu știu de ce, dar nu mă întreba. Pui. De seara la masă. Aștept să se termine poate pe pepenele ăsta. Și după aia mănânc și... Oameni buni, scrieți în comentarii dacă voi plouă, hashtag plouă, ca să nu ajungi în urmă. Toată seara. Toată seara, în fapt. Eu am fost să sunt predau mai mare, deci a fost horror. M-am dus în pantaloni scurt și tricou scurt, adică tricou. Eu? Nu, tricou. Efectiv, pe ploaie, așa, fără... Cum era să mă duc fără mâine, să mai dea până la pământ la mâine. Am dus așa, pur și simplu, un pantalon scurt și cine vrea? Tricou. Oameni buni, cine vrea, vrea să facă? Oameni buni, cine vrea să facă story time-ul? Amândoi. De ce ar vrea cineva să facă? Păi gen, să ne filmăm și să facem așa, story time-uri amuzante. Arată bine astea ca decor. Nu știe Matei. Mai am niște lemn din ăsta de jos. Mamă, stai așa, mi-a căzut lemnul pe jos. Gata, l-am dat.
Circa 3600 mai mult. Bun, bun, bun. What? Ah, să știu, asta mi s-a întâmplat și lui Angel, ne-a pus două chesturi unul în altul și gen nu s-a unit. Păi, da, și mi s-a întâmplat, dar s-a unit după. Dar ăla nu se știe. Eu mă urc pe casă. Bă, nu pot să mă urc pe casă. Nu știu că s-a pus episodul al treilea. Ce te fac? Așa gata, gata, gata. Schelet în foc! Arde scheletul și zombie. Bun, trebuie să mă duc să mai fac un dolar. Vreau să-mi trajez pe foarte bine. Înțeles, nu mai e familie, nu mai pot. Așa, neapărat să iau ăsta. Bine. Mărbe foame. Da, am nevoie de o bucată de ăsta. Am nevoie de o bucată de ăsta. De da. Ok. Da, bine, hai să scut, scut, scut. Așa se făcea mă scutul, ha-ha. A căzut pe jos. Haide să facem geamuri galbene sau roșii. Roșii. Hai să căutăm fărăt. Dacă nu găsești roșii, galbene să fie. Ok, galbene, că sunt o grămadă de galbene aici. Îmi plac mai mult cum arată alea galbene. Că roșii parcă nu se pot iubite. Mamă, uite-te că scopaci au căzut. Asta e de bine pentru noi. Că ne facem mare plantație de scopaci. Mama, acolo trebuia să-și facă ea în casa. Pădita mai copacul ăla. Bună! Bună! E clar treaba, să vezi de mișto să arate tot. Mori oaie, nu știu, de ce da mori? Îmi trebuie mâncare. Bun, deci trebuie să fac tu. Să fac totul din tine și așa. Nu mai fi lăguită oaie și dă mâncare aia. Bine! Bine, să rău de tot, uite ce geamuri am făcut. Două stacuri de geam galben. Să arunc bucata asta de sim. Și acum am să iau și bucata asta de carne. Mama, cât lag. Vezi că ar trebui să facem, să spargem craftingurile astea din fața casei. Că craftingul ăla din fața casei arăta mega urât. Mega urât, mega urât. Hai să pun mâncare ca la prăjit. Mai trebuia o bucată, dar hai, lasă. Tu fă geamurile la casă. După ce se face carnea asta, o să mai trebuiască două bucăți de lână să-mi fac un pat. Ce să vezi. Băi, oameni buni, poate în episodul al treilea o să avem și noi un pat. Sau, de fapt, nu al treilea, al șaselea sau al șaptelea. Gata, mi s-a făcut mâncare. Ăsta e ăla trecut, au fost al treilea, dacă nu te dă seama. Nu prea, dar... Până al șaptelea sau al optelea sau al șaselea chiar o să ne facem și noi paturi.
Mai că trebuie să ducăm atent. Ia mai cum arată geamul ăsta, dar de mine, ce fai. Nu pot să iau bucata aia de... Iau-mi imediat. Stai așa că știu. Te puțin că trebuie să fac parcur pe frunză. Parcur pe frunză, așa, gata. Gata. Am făcut și eu acum. Haide, bun, gata. Hai să vedem cum arată, arată bine. Bun. Unde ar mai trebui geamuri așa, deci. Unu, doi. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Și cam atât. Mamă, cum arată, ești nebun? Ce, cum arată? Casa? Uh-huh. Bine sau? Bine, bine sau rău. Îți dai seama că arată bine. Bun, deci unde mai trebuie să bag eu un geam? Poate, cred că e ok atât, da? Și dacă mai vrea cineva să facă modificare, vă las geamurile la mine aici. Multe geamuri. Oricum o să trebuie să ne facem geamuri pentru camera de sus. Matei, promite-mi că nu-mi furi nimic din chest. Promit. Mic. Promit. Oricum pun numai lucruri slabe. Dar vreau să-mi colec inventarul. O să pun inventarul aici. Alegi, ce vrei să facem sus? Carne de pui la prăjit. Mă duc să fac de frunze. Check. Ce-ai spus? Check. Să fac rost de frunze, check. What the fuck, cum a sunat asta? Tu, 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 tu. Stai că trebuie să mănânc ca să scap de aia. Am mâncat una și nu mi-a dat hunger. Bine, știu că poate să se întâmple asta. Și în episodul nostru pierdut. S-a întâmplat asta într-un episod al nostru care l-am pierdut. Care se numea Speedrunner vs. Hunter și era și Rian în el. Dar de ce l-am pierdut? Pentru că nu l-am postat. Și de ce n-ai postat? Pentru că l-am pierdut. Glumez, nu. L-am postat pentru că nu mergea cu pasul. Îți minte. Ia, la câte blocuri suntem? 97. 100% se iau de frunzele astea. What the fuck? Frunzele astea sunt oribile. De urte? A, ba nu. A, what the fuck? Era un bug. Bă, Matei, dă și mie niște cărbune, că-mi trebuie neapărat. De ce? Să prăji și eu niște alea, să încep să-mi fac armură. Păi nu mai am cărbune, mai decât puține. Mai decât tot. Îmi trebuie. Cărbune, yes! Ia iron cărbune. În curând o să fac cât ne trebuie. Era să tu ești la noi acasă? Nu, am găsit cărbune. Tu știi că... Aaa, ce trist. A, de fapt e bine. Adică stai că trebuie să-mi dau kill. Bun, slash. Dar nu-ți dai TP. Nu-mi dau TP. Kill, cred că o să trebuiască mult mai multe frunze, dar momentan atâtea sunt. Ce trebuie? Ok, am luat din partea asta, mai trebuie să ieși din partea asta. Hai de frate. Bun, deci... Cum mai e? Așa. Ce-i
Nu știu ce trebuie să însemne asta, dar... Dar da. Gata, am luat cât carbone îmi trebuie. 30. O să-mi pun tot aia în ăsta la curat, pe aia văd ce fac cu carbonele. Mă, mai trebuie să-mi consum mâncare. Gata. Nu mă întreba cum am învățat să pun chestiile astea gen pe furnale și pe astea. Never mind. Că știu că cred că asta vrei să mă întrebi. Nu. Nope. Ok. Bă, Mati, te rog, nu-mi fura cărbunele, că mai cred că nu am un pic. Ho, mă, că n-am primit asta. E bine, că vreau să-mi primit pe niște oameni. Îmi fac un pic, dar ură. Gen am 8, știu, dar n-am ce să fac. La ce preferi? Cine știi? Păi nu știu ce armură să fac. Ce fel de armură de mine? Îmi fac blitz și chestplate, îmi fac pantaloni chestplate, cu ce te referi? Cu aeră, nu? Da, mă, cu aeră. Ce să zici? Îmi fac pantaloni chestplate sau blitz chestplate? Momentan nu. Ba da. De ce? Pentru că vreau să am armură. Dar liniștit că o să mai rămân cu două bucăți. Haide, bă, frate, trebuie să ne facem pat. Tu măcar ai ceva gen... Am o bucată de lână. Decât una, eu am trei. Eu pot să fac un pat, dar trebuie să-mi iau de-astea. Pe tu ce n-ai, bă, omori? M-a supărat cu slăbă. Pantaloni. Da, hai că mai o să mai rămâi. O să mai rămân cu două. O să mai iei două. Un fac light grey. Ah, în fine. Light grey, de ce rămâne așa? De ce nu pot să-l colorez? Poți să-l colorez în ce culoare vrei, galben, rog. Ba nu, uite. Uite, light grey. Ah. What the fuck? Dar nu mi-a arătat la rețetă. De ce? I found a secret. Bam, 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 bam. Mamă, cred că Rian, după ce vede casa, o să vrea să locuiască în ea, nu? De unde? Că arată perfect. Mie îmi place foarte mult. Da, e fapt. Am venit cu idee, super bună. E bine să-ți facem și cotețul. Că nu să vezi că e de ce. Păi tot o să trebuie așa. Eu am inspirat din casa asta, că am fost la țară și am avut un loc de casă. Dar m-am mutat din casa mea, care am locuit o grămadă în ea, decât ca să mă mut în asta, dar e super mișto, gen să ai o casă în aer. Mă, parcă vezi că îmi vine acum un creeper la spate și explodează. Bă, iarăși mi se strică, că ești nebun. A? Iarăși mi se strică. Ce? Ăsta, e al doilea care mi se strică. Atât de... Grei, atât de repede se strică. Bine, se imaginez că iau și multe blocuri, dar totuși. Dacă de repede le ia, nu e normal să se strice așa. Și de ultimele astea o să-mi fac un toporișc, ca să luăm lemn. Ce mă, toporiș? Toporișcă. De ce zici toporiș? Fac din aer decât o lopată. N-am nimica de aer decât scut. Și eu am scut. Eu am scut și armură. Un pic. Am chest play și pantaloni. Tu ți-ai scut totul, frate, dar nu mi-ai dat nimic. După ce că eu ți-am scut toată casa. Bă, ți-am dat, vezi că ți-am dat o bucăți de aer, dar dacă tu n-ai vrut să faci ceva armură, ți-ai făcut un aer. Dar tu vrei să las casa așa simplă, dar trebuie să mulțumesc și zic că de bine arată. Mersi. Nu știu că te arată bine, dar... Da. Aici vrei să faci cu frunzeta vidă? Da. Au. Băi, vezi că cam am niște pieni, mai trebuie de pieni și fac niște armură. Nu-mi place. Armură.
bagat de piele, ia ce-o fac. Asta e de piele. Păi dacă atâta pot să-ți fac. Mai dăm 2 iron dacă ești generos. Nu mai am. Nici o bucată nu mai am. Trebuie să mai fac un șir. Din păcate. Păi și cum să vă spun, că acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și ne vedem data viitoare, pa, pa! Spune și tu, Alex, pa! Pa, pa!